Colegii noștri de la Serviciul pentru Situații de Urgență Bocșa ne-au anunțat la 17:22 un incendiu la o garnitură de tren. Ne-am plasat la fața locului împreună cu colegul meu și constatând că compartimentul motorului luase foc de la instalația electrică. Această cauză a dus la incendierea compartimentului motorului, având riscul să explodeze și rezervorul de 1000 de litri de combustibil. După lichidarea incendiului, am putut să ne deplasăm din nou la remiză și vagonul incendiat a fost transportat spre Timișoara. Această legătură făcea între Reșița Timișoara și se deplasa spre Timișoara. Locația incendiului era barieră Bocșa-Montană. Nu, Bocșa Română. Au fost victime? Au fost... Nu, victime n-au fost, au fost evacuați până să ajungem noi, erau evacuați persoanele, dar în compartiment nu era nimeni. În timpul deplasării spre Timișoara. Era vagonul gol. Numele și funcția dumneavoastră? Mă numesc Covaci Gavril, conducător la Serviciul pentru Situații de Urgență Bocșa. Filmarea când